Stimați invitați, dragi copii, cu mare bucurie deschidem astăzi cea de-a șaptea ediție a proiectului Primăvara în ochii copiilor. Și în acest an, elevii școlii noastre vestesc sosirea primăverii printr-o ingenioasă expoziție de mărțișoare și felicitări. Munca în echipă a dat roade. Am obținut lucrări deosebite, realizate cu mult talent, pricepere și dăruire. Și iată că și de această dată ne-am arătat respectul și prețuirea față de tradițiile și obiceiurile poporului român. Bineînțeles, îndrumați de doamnele învățătoare și sprijiniți de părinți. Prin ochii elevilor, frumosul din natură capătă valențe aparte. Natura este mirifică, mereu în schimbare. Ea ne ajută să ne recăpătăm speranța, optimismul, credința în mai bine și sporul în toate. În această activitate ne-am propus să deschidem o ușă inocenței copilăriei și să punem în valoare potențialul creativ. Și iată că am reușit, deoarece am realizat cele mai frumoase lucrări, cele mai frumoase felicitări și mărțișoare care formează astăzi această expoziție și pe care vă rugăm să le admirați și apoi să le achiziționați. Cu banii pe care îi vom obține, vom realiza alte activități extracurriculare în următoarea perioadă. Cele mai frumoase lucrări și creații literare vor apărea în revista proiectului. Îi felicit pe elevii școlii noastre că prin talentul și priceperea lor au adus încă o dată primăvara în școala noastră și au trezit în sufletele noastre bucurii și emoții puternice. Mulțumim conducerii școlii pentru sprijinul acordat, colegilor, doamnelor învățătoare, elevilor, părinților care s-au implicat în acest proiect. Le mulțumesc și vă doresc tuturor o primăvară frumoasă, fericită și așa de colorată precum sunt aceste lucrări. Doamnelor director, elevii noștri s-au gândit să vă facă o surpriză. Mulțumesc! Vino să arăsiți cum face. Primul mărțișor. Mulțumesc! Oricum voi sunteți cei care ne faceți în fiecare zi viața frumoasă. Voi sunteți florile noastre. Bineînțeles, doamnele învățătoare, țin tulpina voastră să creșteți mari. Felicitări pentru tot ce ați făcut. Mulțumim. După o iarnă foarte lungă, în care primăvara s-a lăsat mult așteptată, se pare că voi ați adus astăzi prima zi de primăvară. Nu doar prin lucrările pe care astăzi le-ați expus aici, ci prin simplu fapt că primăvara este întotdeauna în ochii voștri. La strămoșii noștri, getodaci, existau doar două anotimpuri. Anotimpul cald și anotimpul rece. Simbolistică regăsită și în această dualitate a mărțișorului, a aței de mărțișor, cu care prinde mărțișorul. Și prima zi a anului era ziua de 1 martie. Așadar, astăzi începe practic un nou an și dacă privim acest an prin ochii frumoși ai copiilor, cu siguranță vom avea zile frumoase. Eu vă felicit, le felicit în primul rând pe doamnele învățătoare, pentru că în spatele acestor lucrări pline de creativitate, lucrări care oglindesc talent și multă muncă, în spatele lor stau doamnele învățătoare, elevii dumnealor și nu în ultimul rând, felicitările mele se îndreaptă către părinți, părinți și bunici prezenți aici, care de fiecare dată au fost partenerii noștri în toate activitățile pe care le desfășurăm.
Activitatea de astăzi este la cea de-a șoaptea ediție și eu consider că este una dintre activitățile cu greutate care se desfășoară în școala noastră. Și pentru că este atât de iubită de copii, pentru că este vorba de primăvară, de ochi de copii, de mărțișor ca simbol al bucuriei și al norocului, vă urez tuturor o primăvară frumoasă, așa cum vă sunt și copiii. Felicitări și la multe ediții înainte! Mulțumim!